Toate lucrurile bune au un început și un sfârșit. Aici e sfârșitul nostru și zic să-l trecem cu demnitate. Deși astăzi trebuia să încheiem primul sezon al emisiunii Cancan, vă spunem că este ultima noastră apariție în eter. În 40 de ediții v-am obișnuit cu subiecte exclusive și declarații răsunătoare. Așa va fi și astăzi, căci altfel nu avem cum. Începe ultima emisiune Cancan. Vedeți ce v-am pregătit. Am fost la ziua de naștere a sopranei Olga Busuioc și am filmat-o pe artistă cum se distrează alături de cei dragi. Imagini de la petrecerea care a avut loc la un hotel de lux din capitală peste câteva momente. Și Lilu a dat mare petrecere pentru fiica ei cea mică, chiar în curtea casei socrilor ei. Nici de aici nu am lipsit, iar cum a felicitat-o Amelie pe sora ei mai mică, vă arătăm mai târziu în emisiune. Stai cum se pornește la Adela, Primul sezon al emisiunii Cancan a fost plin de aventuri. Cum bine știți, multe momente rămân după cadru. Le-am căutat pe cele mai bune și amuzante și le difuzăm astăzi în premieră. Soprana Olga Busuioc dă rar pe acasă, însă atunci când revine, încearcă să-și petreacă timpul doar în compania familiei. Ziua ei de naștere a sărbătorit-o exact în aceeași componență. A rezervat o masă la un hotel de lux din Chișinău și, surpriză, ne-a lăsat să ne strecurăm chiar și acolo. Am surprins imagini exclusive pe care vi le arătăm doar vouă. Olga Busuioc n-a vrut să dea o petrecere pompoasă pentru a-și sărbători cei 31 de ani proaspăt împliniți. Totuși, a scos cea mai nouă rochie din garderobă, a stat câteva ore bune în fața oglinzii și toate astea pentru a-și surprinde invitații. Acum că trage linie, se poate lăuda cu multe realizări. A vizitat în premieră câteva țări, a descoperit noi oameni și a cucerit scene mari. Totuși, Olga are un mare regret. A fost un an poate mai productiv ca celelalte. A fost un an plin, cu foarte multe realizări frumoase profesionale. Ne dorim și realizări personale foarte mult și abia așteptăm. Deși aparent le are pe toate, iar din fiecare oraș vizitat își tot cumpără câte ceva, cei apropiați au îmbrăcat-o la propriu, numai în cadouri. Am primit o sumedenie de flori, apropo, asta este de la mamica mea, un set de aur cu diamante. E un set pe care mi-l doream de foarte mult timp. Am primit și un ceas în dar, lucruri handmade. Apropo, rochea asta a fost făcută iarăși în dar de către prietena mea, o pictoriță, și a făcut-o manual, deci este croșetată manual. Respectiv, sunt nopți nedormite și pentru mine asta e o mare bucurie, eu cu mândrie le port. Dar asta nu e tot, stați să vedeți cu ce a surprins-o soțul. Acesta a scos aproape 1000 de euro din buzunar doar pentru a-i îndeplini poftele. Nu sunt omul care se surprind, pur și simplu o fac din inimă și sigur că a fost un cadou. Un telefon, un iPhone de 7 plus, sau nu știu, în categoria asta de ultimă generație, da. Își dorea foarte mult și desigur că am urmat acest sfat și sper că i-a plăcut și chiar se bucură de el pentru că are o memorie foarte mare și poate face multe poze. Și asta este cel mai important. Ați făcut primul selfie împreună cu telefonul? Desigur. Deja este verificat, probat, aprobat, totul e în regulă. Pe lângă toate, Igor a insistat să-i facă o declarație de dragoste și în fața camerei. Desigur că vreau să o felicit pentru că este soția mea și o iubesc foarte mult. A ajuns la o vârstă foarte frumoasă. La 30 de ani a avut o perioadă că se gândea, păi, deja 30 de ani, ce trece timpul. Dar totuși a înțeles că fiecare vârstă are farmecul său și mă bucur că la ei 31 a realizat deja foarte multe lucruri. Mama și soacra sopranei n-au lipsit de la petrecere. Cele două și-au lăudat fiica în fel și chip. Sunt mândră nespus de mult că am așa o fată frumoasă, talentată.
ambițioase. Îi doresc binele din lume, o iubesc că e fata mea. Nu-i diferență. Eu n-am avut fete, dar o iubesc pe Olguța că mi-am put inima de bucurie. Urmează să plece pentru câteva săptămâni în Madrid, iar de data aceasta soțul îi va fi alături. Nu este exclus că se vor întoarce de acolo în trei. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani. Mare sărbătoare în familia Liliei Ojovan. Fiica cea mică a prezentatoarei TV a împlinit un anișor, iar cu această ocazie a fost organizată o petrecere ieșită din tipare. Noi nu am putut rata evenimentul, așa că pe unde invitați, pe unde mai puțin, ne-am făcut prezent și am filmat imagini cuceritoare. Rămâneți cu noi ca să le vedeți! La, 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 la. Teia, fiica cea mică a prezentatoarei TV Lilia Ojovan, a împlinit zilele trecute un anișor. Lilu vorbește cu emoții despre această perioadă. Chiar nu am impresia că a trecut doar un an, a fost un an foarte plin. Teița a fost un copil mult mai cu minte până a prins mișcările decât Amelia. Amelia a avut colice, a plâns foarte mult, mi-a fost tare greu. Acum deja când e stabilă pe propriile mișcări, e foarte activă. Mi-a spart deja vreo 7 farfurii, vreo 4 câini. Nu! No! Și totul gustă. Chiar dacă vedeta a planificat mai multe zile la rând partiul pentru mezina familiei, se pare că planurile ei erau cât pe ce să fie date peste cap de vremea de afară. Până la urmă, totuși, petrecerea a avut loc. Am amânat petrecerea, am anunțat toți oamenii că nu mai facem petrecere. Dimineața toți prietenii ne trimit prognoza meteo. Măi, o să fie bine. Hai, iar, de la început. Și practic ieri am anulat tot și azi am avut de făcut foarte, foarte mult. De la cumpărături, adus decor de acasă, cumpărat ce mai trebuie, întâlnit mama la gară. A fost o zi nebună. Sora mai mare a Teiei, Amelie, s-a distrat din plin la petrecere. A ținut și ea să o felicite pe mezină. I-a cântat mulți ani trăiască în fața camerei. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Teița să trăiască, teița să trăiască, la mulți ani. Bravo! Invitații la petrecere au făcut și ei coadă în fața camerei noastre doar ca să o felicite pe Teia. I-a urat tot binele din lume, dar și să fie mereu devotată părinților săi. Eu cunosc pe aia mică de când era de vreo 2 luni prin burta mamei și zilnic petreceam cu ea diminețile, așa că Teiuța e parte și din viața mea, desigur. Să fie viața înfloritoare și mirositoare, precum e și numele ei, dar și copacul de unde se trage, presupun. Sper cât de banal ar suna, le urez sănătate, dar cu toată sănătatea asta să vină partea de atitudine care să se dezvolte în viață, partea de postură, poziție, integritate. Tare mult mi-aș dori copiii lor să crească oameni integri, oameni onești. Sunt o familie foarte frumoasă, la care am fost prezent mulți ani, cât s-a construit această familie și chiar mă bucur că ei au ajuns să aibă 2 copii frumoși. La un copil sunt nan, la cea mai mare, la asta mică nu știu dacă o să mă mai ia din nan pentru că sunt un nan tare neresponsabil. Uite, petrecerele lor sunt frumoase prin felul că toată lumea este relaxată.
și nu trebuie să ții cont de altă lume care este în jur, pentru că de obicei toate petrecerile pe care le fac, le fac acasă sau în curte, în curte lângă pădure, cum ați văzut acum. Chiar dacă noi am plecat la jumătate de petrecere, am aflat că distracția a durat până târziu în noapte, doar pentru cei maturi, desigur. Ultimul interviu Bliss în ultima emisiune Cancan am decis să-l facem tot cu cineva din familia Realitatea TV. Am provocat-o pe Felicia Sârbu să se destăinuie în fața camerei. Răspunsurile ei la întrebările noastre întortocheate le aflați imediat. Ce a însemnat pentru tine Realitatea TV? Da, ca e ca o familie. Cred că pentru fiecare om înseamnă locul de muncă, dacă îi place ce face, e ca o mini-familie. Cum crezi că va fi viața ta la 90 de ani? Deci, în primul rând, nu mă pot decide dacă vreau să trăiesc până la 90 de ani. Da, cam asta. Adică aș prefera să trăiesc poate mai puțin un pic, dar mai fericită și mai, să fiu mai împlinită din toate punctele de vedere. Ce sfat i-ai da fetiței tale pentru perioada când va deveni adolescentă? Multe. Depinde de situații, bineînțeles. O să încerc să-i devin prietenă. De ce îți este frică cel mai puțin? Cel mai puțin? Nu pot să-mi dau seama. De viață. De soartă, să zic așa. Pentru că soarta cam le are cu surprizele și cred că este unicul lucru sau unica metodă de a-ți schimba ceva radical în tine, în viața ta și așa. În rest, cam totul depinde de noi. Ți-a spus vreodată cineva că te invidiază pentru felul în care arăți? Da. Am avut cazuri și de bine, am avut cazuri și de rău, da. Dar eu l-am luat întotdeauna ca pe o glumă. Te-ai complexat vreodată de fizicul tău? Probabil în perioada adolescenței au fost câteva momente, dar am înțeles că atunci când simți că ai o problemă, trebuie să o rezolvi. Și am început să lucrez la absolut toate momentele sau lucrurile pe care le-am crezut sau simțit complexe. Sex sau o oră de sport? Și. Nu e rău nici să le convin. O casă pe malul mării sau un apartament mic în centrul Parisului? O casă pe malul mării. Următorul copil, ce ai vrea să fie? Băiat sau fată? Nu sunt sigură dacă îmi doresc al doilea copil, cred că... Dar în caz că îmi voi schimba... Bine, eu mă conduc după faza never say never, așa că dacă îmi voi schimba cumva dorința, să zic, atunci, da, băiețel. O întreagă echipă a muncit preț de un an ca emisiunea Cancan să fie una calitativă și așteptată de public în fiecare sâmbătă. Pe teren, de cele mai multe ori, filmam faze amuzante, momente penibile sau scene care, din start, știam că nu vor intra la TV. Ei, acum a venit timpul ca aceste imagini să fie difuzate. Ne aflăm în plină vară. Ce poate fi mai frumos? Iar cramă buble. Știi cum se pornește la deală? La deală, crezi. Ia să vedem cine te sună în ziua anunții. Naș. Tu nu filma, vină știu-te la mine. Vină știu-te dacă sunt normală. Am pus niște discuri pe ochi pentru care geni false. Tașfa! Aici trebuie să fie ochii sau gura în borcicul? Două frunze. Cum prind pește cu sulița. Sau cum îmi pun frunze. Вот у меня душа вот леопардовая. Ты еще мои парадные трусы не видел. Там вообще Лас-Вегас. Да, бедненькая, я фэра сынджи. Самосаруць, дульче, дульче, пына ла сынджи. Кала вуман, шти, там я де вуман. Мак-мак. Хай со сборем в космос, хай. Хай. Vino, știu că dacă sunt normală. Secret. Ce-i
Logic, da. Toată lumea, da? Da, în cap, în mână. Da. Bine, dar să nu să tai asta, da? Paharul! Sau microfonul, da? Nu, că da, să nu, nu, ca să nu fie pentru că mama să nu vadă. Cine este câștigătoarea Miss Cancan? E vorba de Marina Vlad. Ia câștigați, Blin, ia să ales cu nu la mă. Dacă nu-ți odihnești rânza, să-mi pute brânza. Cine din presă știe că vara audiențele de obicei scad foarte mult? În cazul nostru nu e deloc așa. Săptămâna asta cancan.md a fost din nou la înălțime, cu multe știri de top și subiecte fierbinți. Cele mai citite dintre ele le vedeți chiar acum. N-aș fi om de n-aș iubi. Vestea că interpreta de manele Denisa Răducu s-a stins din viață duminica trecută i-a șocat și pe fanii din Moldova-i cântăreței. Știrea despre trecerea în neființă a manelistei este pe locul 3 în top. Detaliile despre decesul manelistei Denisa Răducu au fost și ele extrem de citite pe site-ul nostru în această săptămână. Internauții au fost șocați de dezvăluirile făcute de o jurnalistă din România, care susține că medicul legist care a făcut autopsia interpretei a rămas uimit de starea în care ajunsese Denisa. Știrea respectivă este pe locul 2 în top. Lia Taburcean a lansat un nou single, Mânză, iar noi am fost primii care vi l-am arătat, așa că voi ne-ați răsplătit din plin cu mii și mii de vizualizări. Dacă vă amintiți bine, artista a anunțat prima dată într-un interviu live pe pagina de Facebook cancan.md despre lansarea noului single. Ai, 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 bărbați! Materialul despre lansarea piesei Mânză a Liei Taburcean este pe prima poziție în topul săptămânii pe cancan.md. Rămâneți în continuare pe cancan.md, site-ul cu cele mai bune știri mondene din Moldova. Am ajuns la finalul emisiunii Cancan, din păcate. Site-ul nostru cancan.md va exista în continuare, așa că noi rămânem online. Diana Potlog, Natalia Turturanu, Doina Crăciun, Mihai Repida, Mihai Dastic și Sergiu Repida, vă mulțumesc din toată inima că m-ați ajutat să pornim această emisiune și vă sunt recunoscător că ați fost alături de mine până la final. Vă mulțumesc și vouă, celor care ne-ați urmărit sâmbătă de sâmbătă. Pentru mine a fost o onoare. Vă doresc tuturor o zi frumoasă și toate cele bune. Rămas bună!